felicitări pentru că sâmbătă ați fost ales în funcție de președinte al organizației județene Satu Mare și nu oricum, n-a fost doar o alegere așa normală, ci ați avut oaspeți de seamă, a fost primul ministru, a fost domnul. N-are rost să spunem, știm cu toate cine a fost. Organizare foarte bună, domnul președinte, sala plină, cum a fost pentru dumneavoastră? Ați avut emoții? Cum a fost? Mai întâi vreau să vă salut. Bună ziua tuturor și tuturor celor care ne urmăresc pe TV1 Santel. Emoții. Emoții, cine spune că n-are emoții în viață, minte. Adică emoții ai. Așa se întâmplă și în special când sunt momente de genul ăsta care trebuie să recunoaștem mare lucru. S-a confirmat munca de până acum? Da, da. Chiar am spus în cuvântul meu, sunt fericit. Sunt fericit pentru că trebuie să recunosc și am spus-o în alte împrejurări, în alte discuții. Dumnezeu mă iubește. Pentru că prin câte am trecut eu și ce opoziție am și din toate părțile, da, cu răbdare, cu muncă, munca contează foarte mult, și bineînțeles echipa. Eu lucrez în echipă, așa am lucrat totdeauna. Îmi place să coagulez oamenii în jurul meu, pentru că de unul singur nu faci față. Au apărut deja discuții în spațiul public, online, pe internet, referitor la speech-ul celor doi lideri locali ai UDMR, care au spus aproape cu subiect și predicat că vor continua munca alături de PSD. Bun, dar ei, speech-ul lor a fost transmis în direct, a fost preluat de toată lumea, ceea ce spun dânsii, e o dorință a dânșilor, eu nu o comentez, bineînțeles. Dar, în același timp, trebuie să recunosc că nu face altceva decât confirmă ce spuneam eu cu luni în urmă, când toată lumea comenta, și de altfel și domnul președinte Marcel Ciolacu a spus, domnule, PSD este e cel mai mare partid din România și în jurul PSD să pot forma alianțe. Adică, dar nu contează etnia, nu contează, suntem toți cetățeni români, nu facem de astea. Deci, nu mai suntem în anii 90. Adică, eu zic că lucrurile stau în regulă. Apropo de alianțe, domnule președinte, în conferința de presă pe care a susținut împreună cu premierul României, chiar a fost întrebat premierul ce părere are despre această alianță care s-a materializat deja la nivel local PNL-USR. Unde s-a că nu știu, n-am văzut, imaterializată? Imaterializată verbal. Succes. Ok. Și oarecum a confirmat cele spuse de dumneavoastră, adică aveți mână liberă, a zis, citez, a zis, noi nu facem alianțe să omorâm pe cineva. Noi facem alianțe să meargă bine. Să construim ceva da. În folosul cetățenilor și pentru județ. Oarecum a confirmat faptul că ați făcut bine până acum, că n-ați intrat în această alianță. Da, eu te asigur că se fi mei știu ce fac. Știu ce fac și răspunsul l-am primit ieri. Adică alaltă ieri. Când ai onoarea și plăcerea să ai alături de tine toată conducerea națională, în frunte cu domnul președinte Marcel Ciolacu și primul ministru al României, cu secretarul general, vicepreședintele Senatului, cu al treilea om în stat, președintele Consiliului Național, Vasile Dâncu, șeful de campanie electorală, Mihai Tudose, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Rămășcanu, responsabilul nostru de zonă, Radu Moldovan, Gică Cârciu, președintele diaspora, ministru digitalizării, adică a fost și ministrul agriculturii. N-a fost în prezidiu, dar a fost în sală.
toți colegii din zona de nord-vest, și aici o să fac un comentariu imediat, adică să se umplă sufletul de bucurie și asta nu înseamnă altceva decât confirmarea, mă rog, dacă cineva mai poate să pună la îndoială a tot ceea ce s-a întâmplat până acum în organizația județeană. Și nu e vorba numai de mine, e vorba de organizație, e vorba de colegii mei, vorba de primarii mei care sunt oameni minunați, au înțeles că numai împreună putem să continuăm și să ne dezvoltăm și să ne pregătim pentru alegeri, că despre asta e vorba. Se simte oarecum o coeziune în partidului. Chiar este. Toată lumea trage într-o singură direcție. Chiar așa este. Și așa trebuie să fie. Asta este normal. Asta am încercat și asta am făcut împreună cu colegii mei. Le mulțumesc din suflet, încă o dată spun. Primarilor mei în mod special. Consilieri județeni, consilieri locali. Toți președinții de organizații. Toți au înțeles și suntem la aceeași căruță. Și mergem numai pe un singur drum. Eu nu fac, nu fac din astea declarații și, cum a zis domnul președinte Marcel Ciolacu, facem alianță prin online, prin astea. Trebuie să tratăm foarte serios politica. Adică dacă tratezi serios politica, ai rezultate. Dacă nu o tratezi serios, o să vedem când tragem linie. Noi ne pregătim deocamdată pentru europarlamentare. Am spus și e normal. Primul examen este la europarlamentare. După care urmează alelate. Sau dacă va fi ceva cu masări, vedem. Deci noi suntem pregătiți pentru alegeri, pentru primele alegeri. Care vor fi ele? Ați avut mai multe motive să fiți fericiți sâmbătă. În primul rând ați fost ales președinte, în al doilea rând ați avut oaspeți de seamă, așa cum spuneați dumneavoastră, dar cred că a fost și o satisfacție atunci când v-ați gândit că ați avut atâția contestatari și ați reușit să le dați peste noastră. Dar nu, da, e pe bine. Auzi, deci dacă în politică crezi că nu ai contestatari și nu ai dușmani, înseamnă că nu cunoști politică. Eu, în momentul când am acceptat să revin, închipuieți că știam ce mă așteaptă. Acum când iar din nou mi-am depus candidatura, știam că este un examen nu mai greu, știam că voi fi mult mai tare contestat, știam că am mulți mai mulți, hai să nu zicem dușmani, dar sunt și dușmani, și mai mulți care au vrut altceva, ca să nu le mai... Dar e ceva normal, adică dacă nu înțelegi lucrul ăsta, înseamnă că, încă o dată spun, nu cunoști politică. Nu trebuie să ni le spuneți, însă, împreună cu președintele partidului, Marcel Ciolacu, v-ați fixat câteva obiective aici, la Satu Mare? Absolut, absolut. O să aveți surprize mari. Uite, reține ce spuneați, mari surprize, dar bune, pentru PSD, da. În rest, pe mine, încă o dată, mă interesează partidul meu. Restul nu-i problemă. Fiecare își conduce destinul politic cum crede. N-am niciun fel de problemă. Eu consider, și de-aia am spus, consider că ce am făcut eu împreună cu colegii mei în organizația PSD Satu Mare a fost confirmată sâmbătă. În rest, nu mă interesează părerile lui ăla, ce treaba. Eu mă uit, analizez, eu nu atac niciodată pe nimeni. Eu nu mai îmi apăr. Că am spus. Eu îmi apăr așa. Sărăcia și nevoie și aici neamul. Da, știți că a fost un meeting înainte de alegerile la așteptat pe premier. Da, eu... S-a rezolvat și acest lucru, parcă da, ați discutat și dumneavoastră, a fost intermediar. Nu, eu am fost, da. Eu am fost, am vorbit, le mulțumesc din suflet și înțeleg. Și sunt alături de ei și le-am spus. I-am spus la doamna Ciută. Că sunt alături de ei. Și am făcut exact ce mi-a cerut. Și domnul prim-ministru a stat, i-a ascultat, a venit personal între ei. Nu numai că a vorbit cu doamna Ciuta, acolo a vorbit, mă rog, și a avut de discutat, și a venit și a salutat pe oameni. A dat mâna cu ei și a făcut poze cu ei. Asta înseamnă inteligență, asta înseamnă înțelepciune. Așa se face politica. Yes. Ce discutăm. Am înțeles. Așteptăm surprizele, domnule președinte. Dar vor fi mari și plăcute. Mulțumesc încă o dată. Dacă aveți un mesaj pentru sătmăreni, postura care aveți... Pot să spun așa.
Le mulțumesc din suflet tuturor colegilor mei, începând cu primarii, consilierii județeni, consilierii locali, președinții de organizații, toți colegii mei din PSD. Echipa mea care a organizat acest eveniment, tineri minunați. Acum, nu o să înșir pe toți, pentru dacă înșir, să supără alții. Dar am o echipă cum nu are niciun partid. Nu are. Minunați. Tineri, de perspectivă, fete, băieți. Am spus, jos pălăria pentru ei. Le mulțumesc din suflet. Nu în ultimul rând, trebuie să le mulțumesc șefilor mei, care au făcut un gest, pe mine m-a onorat și în același timp, bineînțeles, mă obligă. Și am spus și în mie mi-ar fi fost rușine și mi-ar fi rușine să accept o provocare, cum a fost asta, să revin peste președinte și să știu eu sau să cred că pot să pierd alegerile. Așa ceva nu există. Adică nici nu știu, la mine nu există termenul de a pierde. Nu există. Eu atâta știu. Când am intrat într-o bătălie, eu trebuie să o câștig. Și nu pierd. Eu o câștig. Pentru că foarte bine mi-o analizez pașii. În rest, fiecare face cum vrea politica. Eu o fac așa cum știu că e bine să o fac. Pentru binele județului, pentru binele locuitorilor municipiului Satu Mare și, bineînțeles, pentru binele colegilor mei și a partidului. Pentru că eu, când vorbesc ca și președinte al organizației PSD, județul Satu Mare, adică nu vorbesc în numele lui Mircea Govor. Pentru că eu, ca persoană fizică, sunt foarte conștient că dacă candidez la orice, nu pot să iau scorul care îl ia partidul. Și așa sunt toți politicienii. Asta trebuie să recunoască. Că partidul te face pe tine om, nu tu faci partidul. Adică trebuie să realizăm lucrul ăsta. Trebuie să realizăm. Și eu zic că l-am realizat. Așa că nu-mi rămâne decât să sper și să cred în viitor, chiar cred foarte mult. Îi mulțumesc în mod special prietenului meu, Gică Cârciu. Am spus-o și în conferința județeană, e un om minunat și foarte mult a avut de câștigat partidul nostru și diaspora prin numirea lui ca și șef la Departamentul Românilor de Pretutindeni. Le-am mulțumit tot, vreau să-i mulțumesc și lui Radu Moldovan, prietenul meu de 26 de ani, care a fost alături de noi, a fost aici președinte o perioadă de timp și, pe urmă, a rămas prietenul nostru. Așa că nu-mi rămâne decât să spun la încheiere un lucru care, din păcate, o scăpa presei. Dar nici eu nu am insistat să se știe. Și ala a fost un moment extraordinar. Adică, cu o seară în urmă, s-a organizat întâlnirea regională cu toți șefii din regiune. Eu fost aici la Satu Mare. Întâlnirea regională s-a ținut la Satu Mare. N-au venit, cum am văzut că scrie, nu știu pe unde, că au venit dimineață, s-au fugit, nu. Au venit frumos sâmbătă, vine după masă. Am făcut întâlnirea regională cu 34 de colegi, președinții de organizații județene, toți parlamentarii, șefii de campanie electorale și secretarii executivi din toată zona din Nord-Vest. Așa că nu a fost nimeni pe fugă, au venit și din punctul meu de vedere a fost o onoare să organizez și regionala la Satu Mare și conferința de alegeri. Are lucru. Cu așa ceva nu te întâlnești în fiecare zi și pentru asta eu îi mulțumesc în primul rând la Dumnezeu. Și am spus că pe mine mă iubește Dumnezeu și așa rămân. Cu crezul ăsta. Că dacă nu crezi în Dumnezeu, eu zic că mari perspective nu ai. Eu cred în Dumnezeu și încă o dată cred în destin, pentru că nu e ușor lucru să treci peste toate momentele astea în care am văzut presa în general. M-a surprins foarte plăcut și am văzut în toată presa sărmăreană. Adică le mulțumesc pentru că au fost
toți cei care m-au atacat de-a lungul timpului, aproape toți, au prezentat foarte mult, foarte corect realitățile din ziua de sâmbătă. Și pentru acest lucru îi mulțumesc presei sădmărene, că a fost foarte, foarte obiectivă. Cei care n-au fost la conferința de presă, am văzut că m-ai scris, dar dacă n-au fost la conferința de presă, înseamnă că n-au fost în primul 11. Da. Adică presa care a contat a fost acolo. Cine n-a fost acolo înseamnă că nu și-a găsit locul. Mulțumesc, domn președinte. Cu mult drag. Responsabilitate mare față de cetățenii absolut. Acestui absolut. Județ, acestui municipiu. Absolut. Să fie și ei mulți mulțumiți. Să dea Dumnezeu.